Napint a fost scoasă pentru câteva ore din arestul poliției și transportată la spital. Asta după ce fostul ministru al sănătății a cerut încă de duminică seara prin intermediul avocaților să fie dusă la spital, deoarece starea ei se înrăutățește în arestul preventiv. Medicii au stabilit însă că starea de sănătate a fostului ministru nu este atât de rea încât să necesite internare, așa că a fost trimisă înapoi în arest. Au avut și colegii de partid ceva de spus despre acest caz. Tribunalul București a decis sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al sănătății Sorina Pintea. Însă, imediat cum a călcat în arestul central al Poliției Capitalei, fostul ministru s-a plâns că nu se simte bine. Inițial, duminică dimineață, la arestul central a fost chemat un echipaj al ambulanței. Sorina Pintea a primit tratament acolo, iar specialiștii nu au considerat că este necesară internarea. Însă, luni dimineața, Sorina Pintea a fost scoasă din arest și transportată la Spitalul Sfânta Maria. Fostului ministru i s-au făcut mai multe analize, iar medicii au tras concluzia că starea de sănătate nu necesită internarea, așa că Sorina Pintea a luat din nou drumul arestului. Între timp, din cauza problemelor penale pe care le are Sorina Pintea, socialdemocrații intră în ședință. Am luat act de propunerea domnului Zetea. Nu e un lucru de ascuns faptul că eu mâine voi avea o ședință informală cu toți președinții de organizații județene. Nu pot să adoptez ceva într-o ședință informală. Discutați de cazul doamnei Pintea? Nu e un caz. Vom discuta tot contextul. Vom ști ce avem de făcut și nu luăm. Nu vreau, eu cât timp conduc partidul, nu o să duc anumite decizii către cazuri personale. Trebuie să recomandați vom lua, vom lua în discuție cum, care este abordarea partidului în astfel de caz. Sorina Pintea este inculpată pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA spun că fostul ministru a luat șpagă 10.000 de euro și 120.000 de lei, reprezentând contravaloarea a 7% dintr-un contract.